Deci, titlul acestui seminar de sănătate sau webinar de sănătate este Istoria medicinii moderne, partea 1. Fiindcă, de fapt, va fi doar o introducere într-un subiect destul de complex și cu multe, multe implicații. Conținutul acestei prezentări ar consta în următoarele puncte. Primul lucru, voi încerca să răspund la această întrebare, la ce îmi folosește cunoașterea istoriei medicinii moderne în mod practic. Asta este o întrebare care mulți și-au pus-o și unii nu au văzut rost. Au zis, pentru ce mă interesează pe mine istoria, ce a fost acum 100, 150, 200 de ani, când eu sunt astăzi și aici și nu văd legătura, adică cum poate să mă ajute acest lucru pentru sănătatea mea. Și voi încerca să răspund la această întrebare. Apoi, când, unde și cum s-a format sistemul medical actual? Apoi, cine a contribuit în modul cel mai important la înființarea sistemului medical actual? În aceeași idee este și următoarea întrebare. Pe cine îl putem considera a fi părintele medicinii moderne? Legat de această întrebare, am făcut și un sondaj de opinie pe Facebook. Acolo puteți să bifați răspunsul dumneavoastră. Sunt 4 personaje și puteți să alegeți personajul care vi se pare cel mai potrivit în cazul acestei întrebări. Și ultima întrebare, care sunt principiile etice ale părintelui medicinii moderne? Ok. Voi începe cu o declarație care are caracter legal. Prezentarea actuală este realizată în scop educativ și teoretic și reprezintă opinia personală și exclusivă a autorului în momentul de față, opinie ce se poate schimba sau îmbogăți în funcție de studiile și descoperirea de informații suplimentare. Prezentarea este în legătură cu anumite evenimente istorice cu implicații medicale pe baza unor surse bibliografice care nu garantează o curateție absolută și integritatea informațiilor și nu exclude posibilitatea unor erori, inexactități sau omisiuni. Autorul, adică eu, nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu posibile erori sau inexactități. Autorul nu intenționează să dea vreun sfat medical sau să ofere un substitut al acestuia. Fiecare ar trebui să-și folosească propriul raționament și să consulte un expert în domeniul medical sau pe medicii personali pentru aplicații specifice problemelor lor individuale. Mergem mai departe. Următoarea, prima întrebare la care aș vrea să răspund este ce competențe am pentru a prezenta un seminar de sănătate, fiindcă nu sunt un medic. Nu am terminat o facultate de medicină. Și cineva, și mulți ar putea să zică, să-mi văd de pătrățica mea unde am competență și să nu intru în domeniul medical. De aceea va trebui să răspund la această primă întrebare, ce legătură am cu domeniul sănătății? Ok. Voi începe cu aceste prime reviste. De fapt, au fost multe alte reviste la care am fost abonat de mic, mama mea fiind pasionată pentru carte, pentru citit, pentru studii. M-a abonat la multe reviste, dintre care acestea, care în traducere înseamnă sănătate, au fost cele care m-au pasionat cel mai mult. Am aflat multe lucruri valoroase în anii 80, după cum vedeți aici, deci acum peste 30 de ani în urmă. Le-am citit și am început să le aplic de pe atunci, anumite principii alimentare, stil de viață, exerciții care le fac până acum, adică am început anumite exerciții să fac atunci și le fac până acum, anumite schimbări în dietă care le-am descoperit atunci și le aplic până în prezent și așa mai departe. Deci, practic, acesta a fost prima mea ocazie de a avea o tangență cu sănătate. Următorul pas este acest citat renumit, alimentele să vă fie medicamente și medicamentele să vă fie alimente, spus de Hipocrate, considerat părintele medicinii. Și pe baza acestei idei am intrat la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor, nu la medicină, ci la Știința și Inginerie Alimentelor, în anul 1992. Am urmat facultatea respectivă 5 ani, am făcut un an de studii aprofundate și
6 ani de doctorat, 4 la zi, 2 la fără frecvență. Și aceasta a fost pe partea de știință alimentelor. În perioada 98-2002 am fost implicat în acest program național de îmbunătățire a sănătății populației cu toate aceste organizații care le vedeți aici, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie, Institutul de Sănătate Publică București și Retura Viață și Sănătate. Așa, am sărit din 2004 până în 2016, am lucrat 12 ani la acest institut de cercetări din București, cu implicare în proiecte naționale, internaționale, diverse publicații și toată activitatea mea și din facultate și de la doctorat și din perioada aceasta de cercetare de 12 ani a avut o singură direcție. Și deja puteți să vă bănuiți care a fost direcția. Alimente care să aibă impact pe partea de sănătate, impact pozitiv pe partea de sănătate. În industria alimentară, ele sunt denumite alimente funcționale, adică au un rol funcțional în sănătatea omului. Foarte mult am făcut pe fibre alimentare, apoi pe acizi omega-3, în proiectele pe care le-am avut și unele care le-am propus și care n-au ieșit, la fel am urmărit anumite obiective împreună în colaborare cu spitale din București, cum ar fi Institutul de Diabet și Nutriție din București și Institutul de la Fundeni de Oncologie. Acest ultima parteneriat care am vrut să-l încheiem cu ei, până la urmă n-a primit finanțare, fiindcă adică, întregul proiect era focalizat pe parte din această nutritivă și stil de viață, cum poți să ajuți persoane bolnave de cancer, ceea ce, bineînțeles, n-a fost foarte în armonie cu tendința medicală obișnuită. Acum tot am atins acest subiect. Începând din anii 80 până în prezent, am observat această dualitate. Poate că și unii dintre dumneavoastră sunt conștienți de această dualitate. Această tensiune între ceea ce este bine pentru om, ceea ce este sănătos pentru om, ceea ce este natural și tendința industriei și tendința chiar a experților, să zicem, în domeniu, a experților în stil de viață, în sănătate, în alimentație, în direcția chimică. Adică foarte mult pe partea chimică și mult timp mi-a luat și nu am știut exact să răspund la această dilemă, adică la această tensiune, de ce ea există. Chiar și după când aici a fost o întrebare. Nu? Chiar și după când după acest 2016, anul 2016, am deschis un centru de sănătate, am avut tangență cu pacienții. Acesta este următorul slide. De fapt, aici sunt niște cursuri și calificări pe care le-am făcut. La tehnici de sanogeneză și prevenție în cămin și comunitate cu Institutul de Sănătate Publică București. Curs de terapie naturiste, curs complet de terapeut nutriționist, curs de tehnician masor și de prim ajutor. Apoi, în 2015, am deschis acest centru de sănătate în care veneau pacienții și trebuia să le prescriu un tratament naturist, fiindcă acesta era specificul centrului de sănătate. M-am retras atunci din cercetare, fiindcă am văzut adică am avut așteptări mult mai mari pe abordarea aceasta holistică, pe toate planurile, fiindcă nu știu, v-aș da un exemplu acum. Am făcut un studiu clinic cu pacienți, cu niște pâinici pe care le-am făcut eu, le-am proiectat foarte bogate în fibre, în compuși biologic activi, la care te așteptai să aibă mare efect pe sănătate. Și când s-au făcut analizele pe sânge, nu s-a văzut o schimbare foarte mare. Și atunci mi-am dat seama că cu un singur produs alimentar nu poți să schimbi starea de sănătate a omului. Este nevoie de o abordare mult mai amplă pe partea de exerciții fizice, de echilibru emoțional, de
nu știu, dietă și multe, multe altele. Și atunci abordarea aceasta holistică, Centrul Holistic de Sănătate, mi s-a părut o oportunitate extraordinară ca să poți să ajuți pe om în mod complet, adică să-i arăți toate aspectele vieții pe care el trebuie să le adapteze pentru a se bucura de o sănătate mai bună. Și cum am spus și înainte, pe tot parcursul acestor ani, fost zeci de ani, am văzut această tensiune între ce este natural și benefic pentru om și ceea ce este promovat sau ceea ce se obișnuiește să se facă sau ceea ce este recomandat poate de sistemul de sănătate sau de alimentație și mai departe, care este un pic într-o direcție mai puțin și căutam răspuns atât pentru mine personal cât și pentru oamenii cu care aveam tangență și pe care trebuia să-i îndrum în sensul acesta. Și acum vine răspunsul la această întrebare, la ce îmi folosește cunoașterea istoriei medicinii moderne. Fiindcă pentru mine personal această rezolvarea acestei dileme într-o foarte mare măsură a venit în momentul în care m-am adâncit în studiul istoriei medicinii moderne, în momentul în care am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat în ultimii 100-150 de ani cu medicina, cum a evoluat și de ce în prezent ea este cum este. Pentru mine a fost o descoperire ceva extraordinar. E greu să vă transmit, fiindcă a fost ca o, nu știu, descoperirea unei comore, o explicație în sfârșit, după zeci de ani am înțeles ceva, am înțeles cum, ce s-a întâmplat, cum s-au așezat lucrurile și de aceea consider că acest seminar poate să răspundă întrebărilor celor care participă sau celor care vor urmări, le va răspunde la aceeași dilemă pe care am avut-o și eu și poate că o au și ei. Eu am mai avut seminarii de sănătate, prezentări de sănătate din anii 90, 1997 până în prezent. Au fost câți vreo 20 și ceva de ani, am tot ținut seminarii de sănătate pe diverse subiecte. Dar acest tip de seminar de istoria medicinii moderne este prima dată când îl țin. Adică absolut totul pe istorie. Și este ceva nou, este ceva, pot să zic, greu. Am lucrat aproximativ jumătate de an la acest seminar, la prima parte a lui, fiindcă urmează încă cred că cel puțin o parte sau două părți care completează, fiindcă astăzi vom trece doar un interval din istorie. Și mi-a luat foarte mult timp să... Noi am promis acest seminar să-l ținem prin toamnă, cred că chiar prin septembrie vreau să-l ținem și nu a fost pregătit atunci, nu a fost gata și ne-a mai luat încă 4-5 luni de zile. De aceea sper și contez ca să luați partea utilă din această istorie, să dezgropați ceea ce vă poate ajuta pe fiecare personal. Nu este un absolut niciun interes în acest sens că fiecare poate să juce în mod personal și să-și tragă concluziile, decât să învățăm și să înțelegem trecutul pentru a explica prezentul. Da? Cum a spus George Santayana, cei ce nu-și pot aminti trecutul sunt condamnați să-l repete. Așa, aici sunt câteva exemple pentru ce ne poate ajuta acest seminar. Pentru decizii înțelepte, consecința căror poate face diferența dintre viață și moarte. Aici nu este doar o simplă expresie. Am întâlnit persoane și unii dintre ei care chiar au venit la cabinet, la centru de sănătate, pe care aveau șansa să trăiască. Puteau să ia niște decizii și să fie mai bine pentru sănătatea lor, dar pentru că ei nu au înțeles această perspectivă asupra sănătății. Nu, poate n-au înțeles și istoria, ce s-a întâmplat în istorie, ei nu mai sunt printre noi. Deci, unii dintre ei pe care am văzut și care aș fi putut să-i ajut, n-am avut suficiente argumente să le explic partea aceasta că ei să iau o decizie și să facă schimbările necesare și să se bucure de viață în continuare. Și lucrul acesta m-a durut și mă doare și în prezent, adică au fost persoane care efectiv nu au putut fi ajutate în acest sens, unul dintre care este chiar și socrul meu, da? Care a murit de cancer și când era bolnav, știam cam ce ar putea să-l ajute atunci, dar din cauza aceleași tensiuni dintre cele două perspective asupra sănătății,
nu s-a putut face ceva care să-l salveze și cu părere de rău a murit. Deci aceste informații care le aflați în acest seminar poate să ajute de asemenea persoane dragi atunci când ele se confruntă cu situații similare. Ok, să răspundem la următoarea întrebare. Când, unde și cum s-a format sistemul medical actual? Un răspuns foarte scurt ar fi aproximativ cu 100-120 de ani în urmă, adică în primii 20 de ani ai secolului 20, unde? În Statele Unite ale Americii și apoi s-a extins în toată lumea, Europa și în România. O următoare întrebare ar fi cine a contribuit în modul cel mai important la înființarea sistemului medical actual sau pe cine o putem considera a fi părintele medicinii moderne. Și aici m-am gândit la aceste patru personaje. Fiecare dintre ei ar putea să primească acest titlu fără nicio problemă. Fiecare, într-o anumită măsură, a contribuit la medicina modernă. Și Hipocrate, și William Osler, și Andrew Carnegie, și John Rockefeller. Dar, din punctul meu de vedere, conform informațiilor care le am până acum, din cât am studiat, persoana care a avut cel mai mare impact asupra medicinii moderne a fost acest ultim personaj, John Davison Rockefeller. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că a fost, după cum vedeți, cel mai longeviv. A trăit 98 de ani și timp întreaga sa viață a avut posibilitatea să contribuie din ce în ce mai mult asupra sănătății. Un al doilea motiv este că a fost și este considerat cel mai bogat om de pe planetă care a trăit vreodată. Veniturile lui nu au fost depășite de nimeni până în prezent. Și prin influența sa financiară s-a decis să intre în acest domeniu al sănătății și să facă aceste schimbări masive în tot ce înseamnă sănătate. Schimbări care au fost continuate până în prezent. Adică până în prezent foarte multe din intervențiile sale, din cercetarea lui, a avut institut de cercetări, a avut o instituție în domeniul educațional care a influențat foarte mult educația din Statele Unite mai întâi și apoi s-a extins în toată lumea. De aceea, în acest seminar, m-am focalizat și vom încerca să analizăm viața acestui om. Nu atât de mult ca pentru a-l critica, adică intenția nu este să criticăm un om, fiindcă fiecare om are greșelile lui, are punctele sale tari, punctele slabe. Noi ne interesează un singur lucru din tot acest studiu. Ne interesează cum s-au format bazele sistemului medical pe care el l-a modelat și l-a pus pe roată. Adică el a pus pe roată un sistem care funcționează foarte bine până în prezent, în sensul că este foarte organizat, foarte bine organizat. Are toate lucrurile puse la punct. Dar pe noi interesează partea etică în mod special. Etica, da? De aceea, din viața lui vom urmări partea etică și principiile după care el s-a condus pe parcursul vieții până la momentul în care începe activitatea sa medicală și apoi după. Deci, încă o dată, nu ne interesează și nu vrem să criticăm un om. Scopul nu este să criticăm un om, niciun caz, om sau o familie. Interesează ca și rădăcină, sursa sistemului medical, de unde a venit. Ca să înțelegem mai bine această idee, am pus aceste două poze. Aici, în partea stângă, este Dunărea, o poză făcută undeva în România, și în partea de jos, în partea dreaptă, este întregul său traseu, de unde izvorăște până unde se varsă în Marea Neagră. Observați că pe parcursul Dunării sunt mai mulți afluenți, unii mai mari, alții mai mici. Fiecare dintre aceste afluenți a contribuit cu debitul său de apă la debitul Dunării care ajunge până în Marea Neagră. Acum, viața lui John Rockefeller poate fi considerată ca un afluent, poate cel mai important afluent care îl avem, care a fost aproape de cursul din România sau aproape de Delta, care a contribuit cu un debit foarte mare de apă. Da? La fel, viața lui a contribuit foarte mult. Și noi, ca să înțelegem situația actuală a medicinei, vom analiza acest debit de apă care a intrat în
în râul medical. O altă comparație sau metaforă este anamneza sistemului medical actual. Ce este anamneza? Din ce știm noi, este formată din aceste două cuvinte, ana, din sau prin, și mnezis, care înseamnă memorie. Este prima etapă în cadrul examinării clinice a bolnavului și reprezintă totalitatea informațiilor obținute de medic de la bolnav sau însoțitorii acestuia cu scopul stabilirii diagnosticului. Anamneza orientează diagnosticul și urmărește găsirea atitudinilor terapeutice potrivite, alegerea și prescripția tratamentului, precum și determinarea prognosticului bolii. Deci, practic, noi vrem să facem o anamneză a istoricului medicinii moderne. Adică să vedem, să începem prin, cum zice cea, memorie, da? Să scoatem din memorie istoriei lucrurile care ne ajută să înțelegem de ce medicina actuală, sistemul medical actual este cum este, da? Și această istorie ne va ajuta foarte mult în acest sens. Și să începem cu principiile etice ale părintelui medicinii moderne. Care sunt acestea? Deci, veți observa că nu ne vom orienta pe lucruri care nu au tangență cu partea etică, fiindcă partea etică este elementul esențial în tot studiul nostru. Strămoșii lui Rockefeller au venit din Germania în secolul 18, 1722-23. Vom trece repede peste partea aceasta, mai puțin semnificativă. Și în partea de jos ajungem la primul nume care ne preocupă, este bunicul lui John Rockefeller. Acest numele lui este Godfrey Lewis Rockefeller și a trăit în intervalul acesta 1783-1857. Ce e important să spun de pe acum este că John Rockefeller s-a născut în 1839. Deci observăm că sunt aproape 20 de ani în care el a fost contemporan cu bunicul său. Deci bunicul său a avut o influență asupra vieții sale. Deci Godfrey s-a căsătorit cu Lucy Avery, așa, și au avut 10 copii, al treilea dintre care a fost William Avery Rockefeller, născut în 1810. Acesta William Avery Rockefeller este de fapt tatăl lui John Rockefeller. Aici avem genealogia. Personajul pe care îl studiem noi este cel din jos, da? John Davidson Rockefeller. Tatălui este William Avery Rockefeller și bunicului Godfrey Rockefeller, bunica Lucy Avery. Și linia mamei este Eliza Davidson, este mama lui și strămoșii ei ne vizează mai puțin acum. Vom începe cu bunicii. Despre bunicul său, Godfrey Lewis Rockefeller, ce putem să spunem este a fost un fermier și om de afaceri, s-a bucurat de succes sporadic și întreprinderile sale abandonate au expus familia la o viață nesigură, peripatetică, adică călătoare. A fost forțat să se mute dintr-o localitate în alta, sunt trei localități, sunt pe hartă, apar aici, de 3-4 ori s-au mutat dintr-o parte în alta înainte de a se întoarce la Livingston, New York. Bunica lui John este Lucy Avery. Ok, facem un pas înainte. Bunicul lui era un om jovial, cu minte, dar irresponsabil și dependent de băutură, producând în Lucy o ură permanentă față de băutură pe care trebuia să o fi transmis nepotului ei. Bunicul Godfrey a fost primul care a stabilit în mintea lui John Davidson o ecuație durabilă între bonhomie, prietenie veselă și caracterul lax, făcându-l pe acesta din urmă să prefere societatea bărbaților sobri, cu buze strânse, stăpân pe deplin cu emoțiile lor. Deci ei au avut 10 copii, al treilea a fost William Avery Rockefeller, care a fost tatăl Rockefeller. Și acum ajungem la bunica lui John, Lucy Avery Rockefeller. Este foarte interesant, ea avea un mare interes pentru tratamentele pe bază de plante și făcea în casă remedii preparate dintr-un tufiș de plante medicinale din curtea din spate a casei. Mulți ani mai târziu, nepotul ei, adică John Rockefeller, curios, a trimis exemplare din acest tufiș la un laborator pentru a vedea dacă au valoare medicinală autentică.
Și autorul n-a mai dat trimitere aici, este luat dintr-o carte acest pasaj. Autorul spune că poate de la Lucy, bunica sa, a moștenit fascinația pentru medicină, care l-a urmărit în toată viața sa, până la crearea cel mai proeminent institut de cercetări medicale din lume. Deci putem să considerăm că acest tufiș, nu este chiar poza tufișului, dar să zicem, tufișul din grădina bunicii sale a fost primul lucru care l-a impulsionat pe el pe partea aceasta medicală. Facem un pas înainte. Părinții lui John este William Avery Rockefeller și Eliza Davison. Aici sunt toate pozele care le-am găsit, sunt patru poze cu tatăl său în partea stângă, în partea dreaptă este singura poză pe care am găsit-o cu mama sa, mama lui. Ei s-au căsătorit în 1837, au avut 6 copii împreună, din care John a fost al doilea, născut pe 8 iulie 39 în Richford, New York. Despre William Avery Rockefeller se spune că a avut două nume, două soții și două familii. Aceste două sunt de fapt cel puțin două. Atât numele, cât și soțiile și familie, e posibil să fi fost trei. Dar să zicem cel puțin două. Ok, ce putem spune despre tatăl său, da? Este tatăl lui John. A fost om de afaceri american, tâmplar, vânzător ambulant și escroc. Deci asta, cuvântul acesta escroc nu este o critică răutăcioasă, este fapt istoric. Se poate verifica în orice carte o luați sau pe, inclusiv pe Wikipedia și este unanim recunoscut. Deci el a folosit pseudonimul Dr. Bill Livingstone. Oamenii îl numeau însă Devil Bill. A mai folosit și un alt nume, Big Bill, fiindcă era mare ca statură, avea o statură mare. A lucrat ca tâmplar și apoi ca vânzător ambulant, care s-a identificat ca medic botanist și a vândut elixiruri, în special așa zisul snake oil, ulei de șarpe, prezentat ca un panaceu inclusiv pentru cancer. Era de fapt un amestec simplu de petrol și un laxativ. Deci cu acest tratament și alte elixiruri, el mergea din loc în loc și păcălea pe oameni și apoi trebuia să plece, fiindcă oamenii, după ce dădeau banii, vedeau că elixirurile lui nu aveau efect și îl căutau să-și ia banii înapoi și el era nevoit să plece dintr-un loc în altul. Alte activități ale sale, cumpăra și vendea cai, la un moment dat a cumpărat o bajă de sare, a făcut de asemenea speculații funciare, era un alt tip al afacerii sale, și vânzarea elixirului îl ajuta cu venituri tranzitorii. A împrumutat bani fermierilor cu dobândă de 12%, dar a încercat să împrumute fermierilor care nu puteau plăti, pentru a intra în posesia proprietăților acestora și a le lua fermele. La 27 iulie 1849, aici este un moment crucial, chiar dacă este un moment neplăcut, dar este anul în care se începe o ruptură atât în viața tatălui său, în viața familiei lor, cât și în viața lui John, băiatul care avea atunci 10 ani. De ce s-a întâmplat atunci? În orașul Auburn, New York, William, tatăl său, a fost pus sub acuzare pentru un viol care a avut loc sub amenințarea cu arma. Victima sa lucrase în gospodăria Rockefeller și se numea Ann Vanderbeek. Datorită acuzațiilor, William a vândut casa din Moravia și s-a mutat în Owego, nu foarte departe New York, posibil pentru a evita procesul, sub pretenția de a oferi băieților oportunități mai bune. 4 zile mai târziu, tatăl Elizii, adică soției lui, socrul său, l-a dat în judecată pe Bill la Curtea Supremă din Cayuga pentru neplata unei datorii de 1000 și ceva de dolari. Pe atunci erau bani mari, adică putem să mulțim cel puțin cu 10, adică ceva gen 10.000 de dolari. Pledoaria sa afirmă că Bill i-a cerut ajutor pentru cauțiunea acuzației de viol, doar că tatăl Elizii nu l-a mai văzut pe Bill de atunci. Adică el a împrumutat banii de la socrul său și a dispărut. Eliza a informat de asemenea autoritățile că soțul ei a fugit și nu mai poate fi găsit. Rockefeller petrecuse ceva timp în Park River, Dakota de Nord, la 2300 de kilometri distanță, cam aceeași distanță cum ar fi de la București la Paris, sub
aliasul, adică sub un alt nume, Livingstone, ca să nu fie recunoscut. După unii autori, a emigrat în Canada și, de fapt, Parcul River Dakota de Nord este foarte aproape de Canada, este la graniță cu Canada și e posibil să fie și acest adevărat, să fie emigrat o perioadă în Canada și apoi să fie reîntors. Am rugămintea să închideți sonorul, cineva a dat drumul la sonor și să nu avem întreruperi. Ok. A fost înmormântat acolo. A murit în 1906 la vârsta de 95 de ani în Freeport, Illinois. A fost înmormântat acolo în cimitirul Wapa. Ok, un pas înainte. Ok, s-a închis. La 12 iulie 1855. E foarte interesant, deci după 49, când s-a întâmplat situația cu acel viol, da? Avem 49, sunt 6 ani mai târziu, pe 12 iulie 1855, el s-a căsătorit pe ascuns cu Margaret Allen în Nichols, New York, la o distanță foarte apropiată, 16 km, de familia sa. Și a început o viață clandestină ca bigamist care ar persista pentru restul zilor sale. După unii autori, el a întemeiat de asemenea o a treia familie în Canada, acolo unde s-a mutat la 2300 de kilometri. Ok. Partea de educație. Vom vorbi un pic de educație pe care John a primit-o în familie. Tatăl său obișnuia să spună vecinilor, eu fac afaceri cu copiii mei, aici a scăpat o literă, și permanent încerc să-i înșel. Vreau să-i fac ageri, isteți, în engleză, sharp. El le împrumuta bani copiilor săi întotdeauna cu dobândă și le cerea rambursarea datoriei pe neașteptate ca să se asigure că aceștia păstrau o rezervă de o parte. De asemenea, acest lucru este confirmat și din memoriile lui John Rockefeller. După cum apare în următorul paragraf, tatălui meu îi datorez o mare datorie prin faptul că el însuși m-a instruit în moduri practice. Era angajat în diferite afaceri, obișnuia să-mi povestească despre aceste lucruri, explicându-le semnificația și m-a învățat principiile și metodele de afaceri. Acesta este un pasaj extraordinar. Adică cele două pasaje se completează și ne ajută să vedem deja câte ceva din partea etică a lui John Rockefeller. De ce? Fiindcă noi vorbim aici de anul 1855 și după, vom vedea, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu el pe lângă afacerile sale economice cum au fost, ce s-a întâmplat cu partea de familie și totuși fiul său îi dă credit în continuare. Aici este o hartă cu punctele, deci în partea dreaptă, acolo sunt trei puncte, este unde a fost familia sa la început, al Rockefeller, iar în Park River, aici tocmai în partea stângă, în capăt este locul unde a fugit tatăl său ca să evite condamnarea procesului pentru ce a făcut el. Iar la câțiva kilometri, observați mai sus, este Canada. Deci e foarte posibil să fie emigrat în Canada și apoi să fie revenit în Statele Unite. Și punctul acesta, Freeport, este locul unde a murit. Probabil după ce s-au mai calmat lucrurile cu fapta sa, s-a apropiat mai mult un pic de familie. Iar familia sa s-a mutat după un timp în Strongsville, care era o suburbie a lui Cleveland. Mai avem harta un pic mai mare și avem niște ani aici, da? Deci în 1839 în Richford se naște John Rockefeller, în 41 se mută în Moravia, apoi după incidentul acela cu violul, el își schimbă locuința din Moravia în Owego, în partea de sud, 51, și apoi peste 2 ani se mută toată familia, bineînțeles că tatăl deja e dat dispărut și restul familiei, soția cu 6 copii a rămas, se mută în Strongsville,
Cleveland. Cleveland este localitatea, orașul Strongsville este o suburbie. Așa. Aici avem pozele. Pozele acestea sunt foarte valoroase, fiindcă transmită mult din personalitatea acestor copii. Deci, îl avem pe, în partea stângă avem pe cei trei. Deci, John este în partea dreaptă a pozei și aceștia sunt un frate și o soră a lui. Și observați, vârsta este la 13 ani, adică la 3 ani după ce s-a întâmplat cu tatăl său. Nu am spus până acum, dar în momentul, în acel moment în care s-a întâmplat lucru cu violul, ei au devenit foarte criticați în localitate. De aceea au și plecat până la urmă din acea localitate datorită criticilor, fiindcă era o mare rușine și la școală, închipuiți-vă, cu istoria ta fiind, nu erau orașe mari pe atunci, toți se știau unii pe alții și pe băiatul, pe tânărul John, cum și pe frații și surorile lui, i-a afectat foarte mult asta pe plan emoțional. Nemai vorbind de partea economică, fiindcă pleacă stâlpul casei, stâlpul familiei și lasă întreaga familie cu 6 copii, o femeie singură cu 6 copii să se descurce singură mai departe să-și crească copiii. Deci a fost o traumă pentru întreaga familie și aceasta se vede pe fețele lor. Da? Este privirea aceasta tristă și închisă, interiorizată, a fost unul din rodurile a ceea ce s-a întâmplat în 49. Tânărul Rockefeller a contribuit la menținerea gospodăriei și a învățat de mic să câștige bani din creșterea vulcanelor, vânzarea de cartofi și bomboane, și din creditarea cu dobânda vecinilor. La Strongsville în 54, John a intrat la liceul Cleveland Central High School, dar l-a abandonat în mai 1855. Acum puteți să faceți o conexiune. De fapt am și scris aici, da? Ce s-a întâmplat? De ce a abandonat liceul? A primit o scrisoare de la tatăl său care a spus să lase școala și să caute un loc de muncă. Autorul comentează acest aspect și spune că, de fapt, tatăl său urma în luna iunie, era planificată a doua lui căsătorie clandestină. Și el, practic, vrea să scape de orice responsabilitate față de vechea lui familie și să-l pună pe John la lucru, să-și întrețină el familie. Și de aceea a spus, lasă școala și caută-ți de lucru. Cu toate acestea, adică aici iarăși este un moment șocant. Deci tatăl său deja a creat o imagine și o traumă în familie. Este, cum să zice, pe lângă faptul că a făcut afaceri economice cum, ca un excroc, cum este recunoscut, a mai făcut și partea aceasta de familie. Deci pur și simplu o dezastru. Cu toate acestea, ce e șocant este că John îi dă credit și el se supune sfatului tatălui său, da? Urmând sfatul tatălui său, el a urmat un curs de contabilitate de 10 săptămâni la această colegiu. Ceea ce n-am pus aici, dar apare în istoria vieții lui, este că el atunci avea șanse să devină, să facă liceu și în familie se discuta ca să meargă pe partea teologică, să fie pastor sau misionar, fiindcă atât mama lui, care era baptistă, cât și soția lui, sau prietena la un moment dat, la acel moment al lui John, aveau înclinații spirituale. Iar el a renunțat la partea aceasta și a urmat sfatul tatălui său pe partea economică. Ok, facem următorul pas, primii ani de lucru și prima investiție a lui John. Partea stângă l-avem pe John la 18 ani, în partea dreaptă l-avem pe Morris Clark, care a fost primul său asociat în afaceri. Ok, după terminarea cursului de contabilitate în august 1855, John avea doar 16 ani, el începe să caute de lucru în contabilitate. Timp de 6 săptămâni a căutat un loc de muncă de la 8 dimineața până seara. 6 zile pe săptămână. Deci dacă mulțim 6 săptămâni cu 6 zile pe săptămână, obținem 36 de zile cu aproximativ 10 ore pe zi, asta înseamnă 360 de ore a căutat un loc de muncă în contabilitate.
Acesta este un lucru care trebuie să ne spună despre perseverență, ne spună ceva despre perseverență. Asta este o calitate a lui, da? Deci a avut și anumite calități. Să ai atâta perseverență și determinare, să urmezi o țintă, să nu te lași. Și asta a fost o parte bună a lui, bună, în sensul o calitate de, care l-a ajutat de asemenea în partea de afaceri. Ok, să mergem mai departe. Era pe punctul să renunțe și să se întoarcă la țară, fiindcă așa i s-a spus, dacă nu găsești de muncă, te întorci la țară și vezi acolo ce faci. Când pe 26 septembrie 1855 a obținut în sfârșit primul său loc de muncă de asistent contabil la această firmă, Haywood & Tuttle, care se ocupa cu imobiliare și transporturi. Apoi, întreaga sa viață, el a sărbătorit această zi de 26 septembrie, fiindcă a fost un punct de cotitură în viața sa. A fost foarte perseverent la locul de muncă, este și de așteptat după ce cauți atât locul de muncă, și foarte econom cu cheltuiele și trecea mereu toate cheltuielile în jurnal și punea deoparte câțiva bani în fiecare lună. A făcut acest lucru timp de peste 2 ani, 2 ani jumate aproximativ. În 1857 el a aflat că un fost coleg la cursul de contabilitate pe nume Morris Clark, din partea dreaptă, cursul din partea dreaptă sus, căuta un partener de afaceri cu un capital de $2,000. John a devenit interesat, numai că până atunci a reușit să strângă doar $800. A mai împrumutat de la cine credeți? De la tatăl său. Încă $1,000 și tatăl său l-a împrumutat ca de obicei cu dobândă de 10% pe an. Și pe 1 aprilie 58, John a renunțat la locul său de muncă, care a fost primul și ultimul său loc de muncă. Nu s-a mai angajat în altă parte, fiindcă a intrat în afaceri. Și a format firma Clark Rockefeller, o afacere care se ocupa de comerț cu carne, cereale și alte produse alimentare și după aia și-a extins activitatea în alte mărfuri. Ok. Această firmă a lor, prima firmă Clark & Rockefeller, schimbă denumirea în Clark Gardner și Company. Lucru care se observă aici este că numele lui a fost scos din denumirea firmei, chiar dacă el era partener în firmă. Acest lucru l-a afectat destul de mult pe Rockefeller, chiar dacă nu a dat semne vizibile, dar s-a ales pe parcurs cu niște rupturi de relații. Un episod semnificativ din începutul activității lui John este când a fost să ceară un împrumut la bancă, când a fost respins de un ofițer bancar pentru un împrumut. El a strigat răstit și furios la ieșire, într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Nu știu dacă, cred că am omis să spun mai înainte că el își pusese două ținte în viață, una să adune $100,000 ca avere și doi să ajungă să trăiască 100 de ani. Prima țintă el a depășit-o cu mult, a doua țintă aproape că a atins-o, fiindcă a trăit aproape 98 de ani. Iar din această expresie pe care o regăsim aici, observăm că el și-a ridicat sau și-a actualizat una din țintele sale, cea de $100,000, sau cel puțin era cu gândul la această actualizare. Și realitatea, istoria a arătat că și-a atins și a doua țintă, adică a ajuns cel mai bogat om de pe planetă. Ok, iarăși o schimbare de denumire a firmei, din Clark Garden și Company, redevine Clark în Rockefeller. Acest lucru s-a întâmplat după niște conflicte care au fost între Rockefeller și George Gardner. Nu mai intrăm în detalii, dar a fost deja o tensiune de afaceri care el în final a reușit să-l alunge din această firmă. Așa. Aici au mai fost niște schimbări de firme, dar nu mai intrăm în detalii. Un moment crucial în istorie care a influențat întreaga lume și inclusiv cariera și afacerile lor a fost descoperirea petrolului în forma lui angro, adică momentul în care s-a săpat la adâncime și s-a obținut în proporții foarte mari.
adică s-a putut pompa în cantități imense. Acest lucru s-a întâmplat pe 28 august 1859, la Titus Vile. Vedem harta mai aproape, dar avem Titus Vile aici și avem Cleveland, unde își desfășura afacerile John cu colaboratorii săi. Așa. Aici se spune un pic despre utilitatea petrolului, se folosea la luminat pentru lămpile cu petrol. Apoi, la un moment dat, deci când s-a descoperit petrolul, ei au devenit interesați de afacerile acestea cu petrol, fiindcă foarte mulți câștigau destul de bine din petrol. Și erau două aspecte aici la petrol. Unii erau cei care dobândeau petrolul brut sau în engleză crude oil, și ceilalți care trebuiau să-l rafineze ca să poți să-l folosești la iluminat sau în alte scopuri, trebuia să faci o rafinare chimică a lui. Și John Rockefeller, împreună cu colaboratorii săi, s-au orientat pe partea aceasta de rafinare din mai multe motive, nu mai intrăm acum în detalii. Deci s-au asociat cu acest Samuel Andrews, care îl avem în partea stângă. Acesta era un specialist în domeniul chimic și el a solicitat o investiție ca să deschide prima rafinăria sa, și cei doi colaboratori, John și Clark, l-au ajutat și au înființat această firmă, Andrews, Clark și Company. Peste 2 ani de zile, deci în 63 ei intră în practică în industria petrolului și aveau cele două firme, și cea cu prima care făcea tranzacții cu cereale și alte produse alimentare și cea de-a doua care era în petrol. Însă peste 2 ani Rockefeller și-a dat seama că sunt mult mai mare speranțele în domeniul petrolului și el își vinde acțiunile sale de la prima firmă și cumpără prin licitație toată rafinăria Andrews, Clark și Company cu suma de $72,500 și o denumește Rockefeller în Andrews. Asta a fost, în fine, un conflict între Rockefeller și Clark. El a generat, practic, conflictul acesta din diverse opinii, nu mai intrăm aici în detaliu, și a fost o licitație în care firma s-a dizolvat și prin licitație Rockefeller a pus o sumă mai mare decât ultima licitată de Clark, de 72.000, el a mai pus 500 și Clark s-a retras, a zis că nu a considerat atât de valoros domeniul acesta al petrolier. Ok, un alt punct. În decembrie 1865, John Rockefeller și Andrews au inaugurat a doua rafinărie Standard Oryx, împreună cu fratele său William Rockefeller. În 4 martie 67 a fost anunțată formarea unui nou parteneriat, Rockefeller, Andrews și Flagler. În fine, asta, dacă le analizăm în detalii cum s-au schimbat firmele, observăm un lucru. Rockefeller, dintr-un personaj secundar de la prima firmă, în care el era de fapt și tânăr atunci, 18-19 ani, a fost pus al doilea, apoi a fost scos din denumirea firmei. Și pe parcurs el își redomodește acest titlu de principal investitor. Asta dacă urmărim toate firmele sale care au fost din 59 de fapt până în 70, a fost această creștere a sa în importanță sau în cota parte din investițiile făcute. Mergem mai departe. Următorul moment extrem de important este formarea acestei companii, Standard Oil Company, care a avut cea mai mare extindere, cel mai mare impact în domeniul petrolier. Dintre partenerii săi a rămas Andrews, s-a mai asociat cu Flagler și cu fratele său William. John Rockefeller a fost totuși cel mai mare acționar al acestei companii. Deci aici sunt cotele parte din fiecare acționar, nu le mai citim. Mergem mai departe.
Extinderea afacerii. Aici este, practic am ajuns la capitolul final al prezentării, este un moment foarte important și va fi nevoie să fiți atenți. Cum s-a extins afacerea sa? Progresele pe care firmele lui Rockefeller le-au făcut au fost atribuite în principal capacității sale extraordinare de negociere și împrumut. Mai exact, negociere până la ultimul bănuț. Adică tot ce se putea obține în domeniu pentru el, el negocia până la maxim. Și de asemenea împrumuturile cât mai convenabile pentru el. John a fost descris de către contemporani ca un om îngânfat, precaut, secret, care vedea toate pericolele posibile, precum și toate oportunitățile posibile în afaceri și studia ca un jucător de șah toate combinațiile posibile care ar putea pune în pericol supremația sa. Și din poza sa de care o aveți în partea stângă, se poate vedea această determinare de a cuceri, de a realiza ceva extraordinar. Acum, dacă ne aducem aminte și de istoricul său trist din copilărie, putem înțelege că un om care a suferit și a trecut prin acele situații, cumva era foarte determinat să ajungă în altă, în altă postură. În timp ce acesta iarăși este un pasaj dintr-o carte, o carte foarte apreciată de istorici, în timp ce scana câmpul de luptă, prima țintă a oportunității se afla aproape de casă. Cele 26 de rafinării competitoare din Cleveland, strategia lui consta în subjugarea unei părți a câmpului de luptă, consolidarea forțelor sale, apoi trecerea rapidă la următoarele cuceriri. Victoria sa asupra rafinăriei din Cleveland ar fi prima, dar și cea mai controversată campanie din cariera sa. În ce a constat această victorie asupra rafinăriilor din Cleveland? A constat în înființarea unei firme în toamna anului 1871 care se numește South Improvement Company. Titlul nu spune aproape nimic. Asta a și fost scopul, să nu transmită nimic din titlu. În schimb, ce a urmărit această companie? La înființarea companiei, asociația acestea trebuiau să completeze două declarații care garantau menținerea unui secret cu privire la această companie. Declarații ce au fost ulterior făcute publice, după ce au fost, bineînțeles, dați în judecată și a fost un proces. Prima declarație, să vedeți ce trebuia să completeze reprezentantul unei companii sau care intra în această companie mamă, care combina mai multe companii. Da? Este un fel de asociație cu mai mulți reprezentanți. Eu, nume prenume, promit fidel cu onoarea și credința mea că voi păstra secret toate tranzacțiile pe care le voi avea cu corporația cunoscută sub numele de South Improvement Company, ca în cazul în care nu reușesc să finalizez afaceri cu firma menționată, toate conversațiile preliminare vor fi păstrate strict private și în cele din urmă că nu voi dezvălui prețul pentru care am eliminat produsul meu sau orice alte fapte care pot aduce în vreun fel la lumină funcționarea internă sau organizarea companiei. Toate acestea le promit în mod liber și trebuia să semneze și martorii de asemenea. A doua declarație, care trebuia să fie semnată la intrare în această companie, sună în felul următor. Subsemnații, aici sunt mai mulți care semnează, se angajează cu cuvinte solemne de onoare că nu vor comunica nimănui fără promisiunea lui Z, aici apare numele directorului South Improvement Company, nu voi comunica nicio informație pe care acesta o poate transmite membrilor săi sau oricăruia dintre ei în legătură cu South Improvement Company. Și acolo sunt martorii care trebuie să semneze. De ce atâta secret? Ei, și acum am ajuns la prima lovitură care este dată de către John Rockefeller la mod foarte puternic. Imediat după înființarea firmei South Improvement Company, John Rockefeller a început să negocieze pentru o colaborare cu căile ferate majore din Cleveland. Și sunt aici date trei căi ferate. Este un aspect care nu apare aici, dar trebuie să-l menționez, este că în momentul în care ei mergeau, s-au dus la aceste companii ferate și au negociat cu ei, ei au spus că urmăresc binele întregii industrii petroliere și reprezintă interesul majorității producătorilor de petrol și
de rafinării. Ceea ce, bineînțeles, nu a fost realitate. Realitatea a fost că cea mai mare parte a acțiunilor acestei companii, Southern Prudential Company, aparținea, de fapt, lui John Rockefeller și asociațiilor săi. Dar acest lucru s-a aflat după. Făcând aceste negociere cumva necinstite, el le-a promis, ei le-au promis căilor lor ferate că își pot mări tarifele. Care a fost rezultatul acestor negocieri? Cumva, prin aceasta i-a atras și pe reprezentanții căilor ferate ca să aibă un venit mai mare. Rezultatul acestor negocieri secrete a fost după cum urmează. Punctul 1. Rata oficială de pe baril. Baril este unitatea de măsură a petrolului. Deci rata oficială aproximativ 170 de litri, din ce mi-aduc aminte. Deci rata oficială pe baril pentru transport de la Cleveland la New York ar fi de 2,56 de dolari. Aceasta a fost o scumpire de aproximativ 40%. Dar Southern Improvement Company va primi o reducere de 1,06 dolari. Adică ce înseamnă rata oficială? Toată lumea, toți care au comerț din acesta cu petrolul, va trebui să plătească taxa de 2,56 de dolari. În schimb, ei, cei care intră în această companie, Southern Improvement Company, trebuiau să plătească mai puțin cu 1 dolar și 6 cenți pe baril. Dacă vorbim de sute, mii și tone de așa, cifrele se mulțesc foarte mult. Acum nu mai facem calcule. Punctul 2, iarăși foarte important, căile ferate ar plăti de asemenea, compania aceasta Southern Improvement, 1,06 dolari pe baril de petrol expediat care nu a fost produs de Southern Improvement Company. Aici trebuie să dau un pic de explicații, fiindcă este ceva care e greu de imaginat. Ce înseamnă acest punct 2? Pe lângă faptul că ei aveau reducere de la punctul 1 față de toți ceilalți, la punctul 2 ei primeau câte un dolar și câțiva cenți, sau nu știu, erau mai multe valori, dar asta este ce am găsit eu la ultimul material. Primeau de la toți care transportau, în orice direcție ar transporta, de către orice firmă care nu era din asociația lor aceasta Southern Improvement Company, care de fapt era o mână de oameni acolo, da? Deci toți ceilalți trebuiau să le, căile ferate le plăteau câte un dolar lor pentru transportul celorlalți. Deci este ceva de neimaginat, pur și simplu. Impactul acestui lucru, nu știu dacă pot să, dar voi detalia un pic. Punctul 3. Căile ferate vor oferi de asemenea rapoarte despre destinațiile de transport, costurile și datele tuturor concurenților din Southern Improvement Company. Și erau și alte două puncte mai puțin importante, dar acestea două au fost, primele două au fost cele mai importante. Deci această companie, Southern Improvement Company, prescurtat SIC, a acordat reduceri de transport rafinăriilor mari care făceau parte, de fapt nu neapărat rafinăriilor mari, rafinăriilor care au intrat în această înțelegere, care făceau parte din alianța lor și s-au înțeles cu căile ferate să le plătească lor câte o taxă pentru fiecare baril transportat de către firmele care nu făceau parte din alianță. Adică calea ferată plătea câte o taxă acestei companii, Southern Improvement Company. Aceasta a fost o încercare flagrantă de a distruge, din punct de vedere economic, toate aceste rafinării care nu făceau parte din alianță. Deci aici vorbim ceva gen, nu știu, alianța lor era 5% sau sub 5% și restul erau 90% din celelalte întreprinderi, rafinării și producători de petrol care nu făceau parte din alianță. Iar ei, practic, și-au propus să creeze o diferență enormă de preț în aceste transporturi și să încaseze foarte mulți bani astfel încât să poată scăpa de toate celelalte companii, să le distrugă, fiindcă în momentul în care costurile tale sunt foarte mici în raport cu ale concurenților tăi, care este continuare? Simplu. Poți să vinzi sub un preț mai mic, astfel încât concurentul tău să nu-și permită și în final îl falimentezi. Ceea ce s-a întâmplat în anii care au urmat după. Dar după ce i-au încheiat această, au pornit această companie la începutul
la începutul lui 1872, în ianuarie 1872, au făcut-o foarte secret și cu căile ferate, deci nimeni nu trebuia să spună nimic, dar ce a făcut John Rockefeller? Cu toate că era secret, el a făcut următorul lucru. A luat acest contract care a fost semnat cu căile ferate și s-a dus din parte în parte, de la rafinărie la rafinărie în Cleveland și a discutat cu ei în felul următor. Uite, noi avem un contract cu căile ferate și uite ce spune aici. Că vom avea tarife mult mai mici, că pe lângă faptul că vom avea tarife mai mici, toți cei care vor transporta și nu fac parte din grupul nostru va trebui să ne plătească nouă, adică indirect nouă, vor plăti căile ferate, iar calea ferată va plăti nouă acest tarif suplimentar. Și voi n-aveți nicio șansă să mai existați pe piața aceasta petrolieră. Argumentul său era foarte greu, fiindcă el avea contractul în față, adică el s-a dus cu contractul semnat. Și toți cei care vedeau semnăturile, știau cine a semnat și așa, și-au dat seama că el vorbește serios. Chiar dacă era un lucru foarte nedrept, adică acțiunea aceasta pe care i-au contractul acesta pe care l-au făcut cu căile ferate, era pur și simplu inimaginabil. Dacă era public, nu ținea nici 24 de ore, era abandonat în secunda zero, dar ei au făcut totul secret. Și prin atitudinea sa foarte incisivă, el le-a propus următorul lucru. Uite, dacă vreți să mai existați pe piață, vreți să mai produceți, vă propun sau să vă asociați cu noi, sub condițiile pe care el le punea, sau să vă vindeți compania voastră nouă, sau să o preluăm sub, să o arendăm, adică să încheiem un contract prin care noi preluăm toate funcțiile firmei voastre și stabilim modul cum va funcționa ea în continuare, iar voi veți lua un procent din vânzări, din profit și așa mai departe. Un lucru care, nu știu dacă l-am amintit până acum, este că partea de negociere a lui John Rockefeller era una, el era expert, practic, dacă vă aduceți aminte, de la 6-7 ani făcea negocieri. Acum avea deja la vârsta în care a pornit compania aceasta, avea 32 de ani jumate. La 32 de ani jumate, închipiți-vă, 25 de ani de experiență în negocieri. Deci el știa cum să pună problema. Se spune că ochii lui erau ca și cum te-ar sfredeli. Se uita la tine și te străpungea, așa spunea unii autori. Și prin partea aceasta psihologică, prin experiența lui și cu contractul acesta care era incredibil, el a reușit să convingă aproape toate rafinăriile din Cleveland, erau atunci aproximativ 26 de rafinării, cred că vreo 3 sau 4 au refuzat categoric să se abandoneze. Toate celelalte, peste 20 de rafinării, au fost de acord să-i vândă lui, deci nu să intre în asocieri, că până la urmă era scopul să le ia cu totul, să-i vândă lui la prețul pe care el le va da. Adică el trimitea un evaluator, evaluatorul se uita la rafinărie și spunea, această rafinărie valorează 30.000 de euro, de dolari, chiar dacă ea putea să valoreze 100.000. Dar el, neavând alte alegeri, trebuia să accepte acel preț. Și aici nu mai intrăm în prețuri, au fost practic un jaf la drumul mare, fiindcă oamenii au investit sume imense în acele rafinării și au trebuit să le dea la prețul pe care l-a fixat John Rockefeller. Ok, din momentul în care el a obținut aceste și acțiunea aceasta de preluare a companiilor din Cleveland a fost foarte rapidă. Probabil el era conștient că la un moment dat lucrurile vor ieși la iveală și nu avea timp la dispoziție prea mult. Și bănuiesc că din a doua zi când a fost dat drumul la această companie în mod practic, asta a fost pe 2 ianuarie 1872, el s-a aruncat în această acțiune intensă de preluare și de convingere și de preluare a celorlalte rafinării. Și timp de o lună jumate, maxim 2 luni, el a preluat deja aproape toate rafinăriile. Probabil dacă n-ar fi ieșit la iveală acest lucru foarte repede, el ar fi preluat și multe altele. Dar acest lucru a devenit cunoscut printr-o greșeală întâmplătoare, să zicem, că la una din căile ferate directorul respectiv s-a îmbolnăvit, a plecat de urgență sau a rămas acasă
Așa și au trebuit să preia un adjunct al acestui activitate de la calea ferată, care nu era informat cu privire la acest contract încheiat, un contract secret. Și el l-a făcut public. A publicat tarifele respective de care erau puse acolo și când s-a aflat de acest lucru, și lucru care a fost confirmat de unii din Cleveland care au plecat de la cele rafinării, s-au dus în zona producătorilor de ulei, care este Oil City, era nu departe, nu știu, vreo câteva zeci de kilometre, s-au dus și au spus ce planuri au ei și nimeni nu-i credea, le se părea absurd, dar în momentul în care calea ferată a publicat tarifele noi pe care ei le-au pus la cale, atunci toți și-au dat seama că nu este glumă, este într-adevăr o conspirație, cum au denumit-o, și era într-adevăr o conspirație, cum s-a făcut. Și au creat o mișcare, un protest imens în rândul producătorilor și în cel al rafinăriei. Și au mers până la președintele Statelor Unite, au depus, mă rog, un proces, o plângere, s-a făcut un proces împotriva companiei și în luna aprilie, dacă nu greșesc, deci practic la 3 luni, după 4 luni maxim, totul a ieșit la iveală, a fost cu proces și a fost condamnat și desființat această firmă. Deci ea n-a apucat să-și pună în practică contractul. În sensul ăsta n-a reușit, dar în schimb ce a obținut Rockefeller este că el cu acest contract a cumpărat prin șantajare directă acele aproape toate companiile de rafinăriile din Cleveland. Și astfel a ocupat 25% din capacitatea de rafinării a Statelor Unite. Da, se spune de asemenea că a creat o reacție a disprețului public, iar mass media a prezentat organizația ca o caracatiță. În aprilie 1872, după cum am spus, a fost desfințată această intenție de alianță secretă prin legislația din Pennsylvania, însă Standard Oil era deja pe cale să devină un monopol. Ok, care era scopul acestui monopol în domeniul rafinăriei? Este simplu. În momentul în care tu ești singurul care prelucreze petrolul, tu poți să fixezi ce preț dorești tu atunci când cumperi petrolul de la producători și atunci când vinzi petrolul rafinat către consumatori. Acest lucru s-a concretizat în anii care au urmat după și care mai sunt alți zeci de ani pe care o să-i atingem într-o altă prezentare, fiindcă pe astăzi am cam epuizat timpul și nu mai putem să ne lungim. În schimb, acest punct din 1872 a fost crucial. Aici, practic, a reușit să dea cea mai mare lovitură în domeniul monopolului și s-a văzut pe față principiile etice a lui John Rockefeller. Deci ele au devenit publice, fiindcă în spatele acestei companii Standard Southern Improvement Company era de fapt Rockefeller. Chiar dacă ea s-a desfințat în acel moment, compania lui Standard Oil Company a rămas funcționabilă și a continuat aceleași tactici timp de zeci de ani de zile și a ajuns unde a ajuns la final. Aici vom încheia cu niște poze. Acestea sunt poze preluate din publicațiile timpului respectiv, din reviste, ziare și mass media. Observați aici în mijloc este acea companie Standard Oil Company ca o caracatiță care prinde tot ce apucă în jur. Încă o poză aici avem în stânga, avem un anaconda, mai era denumită, da? Standard Oil Serpent. Observați, fața aceasta a șarpelui este de fapt asemănătoare cu fața lui Rockefeller când a fost un pic mai în vârstă, că el a pierdut tot părul de pe și nu mai avea păr în cap. Și în stânga este un director al unui din companiile lui. În partea dreaptă iarăși vedeți Standard Oil Company, este compania lui Rockefeller care apucă cu tentacule sale toate celelalte companii și afaceri și le distruge efectiv, adică istoria a arătat cum au fost distruse zeci de companii prin această tactică
urâtă. Aici iarăși niște poze cum Standard Oil Company îi distruge competiția. Acum mi-aduc aminte că odată, adică el a fost de multe ori întrebat de ce folosește aceste lucruri și unul din răspunsul său clasic a fost că competiția este păcat. Da? Și de asta vedeți în poza din stângă, competition, da? Este acel om care reprezintă competiția și pe care el îl apucă de picior și îl scufundă. Pentru că nu trebuie să existe competiție, este nevoie de monopol ca să fie rezultatele pe care le dorește. În dreapta, iarăși, o vedeți pe Rockefeller, care este dirijorul și toți ceilalți cântă după cum comandă el. În stânga, iarăși, este Rockefeller, observați cu jos compania lui. Dreapta este fiul său, John Davison Rockefeller. Interesant, a fost, a avut exact același nume ca și tatăl său, doar că era junior, adică era fiul și senior era în spate. Iarăși alte poze în stânga. John Rockefeller, observați, capitan și conduce această navă cu toți asociații săi din domeniul rafineriilor și petrolului. În dreapta, iarăși, el a făcut aici, apare partea de donații, că a dat anumite donații, unor a făcut și activitate filantropică, dar nu mai intrăm în acest subiect, fiindcă este altceva. Aceasta cred că este ultima fotografie, deci tot o vedeți pe Rockefeller și deci este vorba de mituire a unor oficiali pentru a-și obține scopul. Iarăși n-am avut și nu avem timp astăzi să mai intrăm în aceste detalii, dar pozele vorbesc foarte mult. Ok. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Cu această primă parte a seminarului despre istoria medicinii moderne este încheiat și acum avem ocazie de întrebări pe subiect. Da, eventual, da, puteți să puneți și audio. Puteți să puneți și audio întrebări. Sau scris sau audio, cum considerați. Dacă vă puteți porni singuri la întrebări la care știu voi răspunde, la ce nu știu, nu voi răspunde. Nu le știu pe toate, dar... Ok, deci lăsăm câteva secunde dacă avem întrebări. Dacă nu, vom încheia întâlnirea și ne vedem data viitoare. Vreau încă o dată să aduc aminte pentru cei care au intrat mai târziu. Scopul nu este criticarea unui personaj, deci nu ne interesează să-l criticăm pe John Rockefeller, că nu, până la urmă fiecare om, a spus la început, are și bune și rele, da? Are în afaceri, se fac multe lucruri mai puțin corecte și așa mai departe. Nu asta este scopul. Scopul este să vedem care au fost bazele sau cum s-a născut sistemul medical actual, fiindcă John Rockefeller este personajul care a avut cea mai mare contribuție la modelarea și înființarea sistemului medical așa cum îl avem noi în prezent. Începând cu anii 1900 încoace, investițiile sale au fost imense în domeniul medical. Ok, deci sper să fie fiecare să înțeleagă acest aspect. Deci nu criticăm un om, ci încercăm să înțelegem istoric ce s-a întâmplat și cum aspectele etice ale vieții sale, a comportamentului său, a influențat apoi și s-au transmis în nașterea acestui sistem medical pe care îl moștenim. Ok. O întrebare. Da. De ce l-ați ales pe John Rockefeller ca fiind unul dintre personajele care au schimbat istoria medicinei și mă gândesc poate nu, Hipocrate sau cum ați amintit inițial? Da. Mulțumesc frumos! Da. Ok. Deci este opinia mea personală și nu numai a mea personală. De fapt sunt mulți care sunt de aceeași opinie. Acum nu ai rost să vă dau trimitele și așa mai departe, care, cunoscând de istoria, în special începutul secolului 20, susțin și sunt de comun acord că John Rockefeller, prin puterea sa financiară, în primul rând, a fost cel mai bogat om de pe planetă și până în prezent este considerat cel mai bogat, dacă echivalăm veniturile sale de atunci cu
ce este acum și cu ce continuă să facă, fiindcă are companiile lui până acum funcționează. Și prin, deci prin banii săi și influența sa imensă asupra industriilor și apoi asupra medicinei, el a făcut o reformă împreună, în colaborare cu Andrew Carnegie. Aceștia au fost cei doi, dar Rockefeller a avut un impact mai mare, fiindcă el avea instituții medicale, instituții de educație și finanțe mai multe și, în fine, parte de cercetare, de farmaceutică, deci toate aspectele astea au fost foarte mult influențate de Rockefeller. De aceea el este personajul care cred eu și cred mulți alții că este de fapt părintele medicinii moderne, așa cum am moștenit-o noi în prezent. Ok, mai sunt întrebări? Da, aș mai avea, sau mai avea noi o întrebare, când este partea a doua? Asta e greu, mulțumesc pentru întrebare, dar mi-ar fi greu să promit, fiindcă noi inițial am promis că vom începe seminarul acesta în septembrie 2020, am vrut atunci să o pornim și a fost practic imposibil, fiindcă descopeream din ce în ce mai multe informații, din ce în ce mai multe surse, cărți, sunt zeci de cărți, cu părere de rău, aproape niciuna nu este tradusă în limba română. Deci a fost nevoie de traduceri din engleză, de studiu în limba engleză. Nu știu de ce. Totuși în limba română nu avem practic nicio carte cu viața lui. Că nu este nimic. De ce mi-ar fi greu să spun când va fi gata a doua parte. Cu toate că eu am studiat practic până în 1904-1905, următorii câțiva zeci de ani, probabil ar fi ușor să-i pun în PowerPoint să vă prezint și următorii zeci de ani, ca să vedeți că acest eveniment din 1872 a fost doar începutul în care el și-a dat cărțile pe față cu privire la modul său de acționare, dar acest lucru nu a fost o greșeală, să zicem, uite, mi-a părut rău, uite, am făcut o greșeală, nu mai fac. Dar din anii care au urmat se observă că el și-a păstrat o tactică identică din multe, multe evenimente care au succedat, din procese de judecată, fiindcă multe documente vin din procesele care s-au dat și din documente înregistrate. Deci nu e vorba că e părerea cuiva, este vorba de lucruri care s-au întâmplat istoric. Deci mi-ar fi greu să spun când, dar în momentul în care vom începe partea a doua, vom anunța și pe Facebook și pe în toate modalitățile posibile. Ok, da. Dacă nu mai sunt întrebări, vom încheia această parte. Toate că, nu știu, nu trebuie să vă fie rușine, puteți să puneți întrebări. Dacă nu știu, nu știu. Vă spun că nu știu. Dacă mai am nevoie să mă documentez, mă documentez, dar tot așa vreau să închei cu o idee. Între timp, dacă aveți întrebări, mă opriți și spuneți. Vreau să aduc aminte o idee care am spus-o la început și unii au intrat pe parcurs și au scăpat, este că pentru mine personal, acest subiect al istoriei medicinii moderne a fost o revelație, un subiect care pentru mine a pus lucrurile la punct. A fost ca piesa de puzzle lipsă. Pentru că timp de zeci de ani cât am fost implicat în domeniul sănătății și al industriei alimentare, al cercetării, vedeam mereu această tensiune între natural, benefic pentru om și chimic. Chimic și periculos pentru om și pe partea de cercetare, de știință, foarte mult se răspândește această parte chimică, care eu nu înțelegeam de ce. De ce când omului este mai bine să consume un produs fără aditiv, mai bine să... Deci eu când veneam cu ideea, haideți să facem ceva fără aditiv, mă loveam ca de un mentalitate, cum adică fără aditiv? Da? Deci, și nu înțelegeam tensiunea aceasta care am observat-o timp de zeci de ani. Deci, în momentul în care am intrat în partea aceasta istorică, am descoperit ce s-a întâmplat, am văzut cum s-au așezat lucrurile, pentru mine personal a fost o super, super descoperire și de asta sper și mă gândesc că va fi un mare ajutor pentru toți cei care vor afla și puteți de asemenea să aprofundați, fiindcă cărți sunt, doar că sunt în engleză. Să citiți cărți, să vedeți că lucrurile nu sunt inventate, nu sunt spuse cu
rea voință sunt lucruri care s-au întâmplat în istorie. Unul din termenii consacrați în istorie, îi veți găsi următorul, este Robert Barons. Înseamnă baronii hoți sau baronii, aici au intrat jefuitori, dar au intrat mai multe personaje. Acesta este un termen dedicat în istorie. În momentul în care ajungeți la acest termen, veți observa, acolo intră și acest John Rockefeller, fiindcă el a folosit metode din acestea necinstite și a acaparat piața rafinăriilor și petrolului. Deci nu este un secret, doar că unii sau cei mai mulți nu cunosc. Eu personal nu l-am cunoscut. Deci în momentul în care am descoperit, pentru mine s-au clarificat lucrurile, adică am înțeles, ok, acum știu de ce domnul doctor îmi spune, du-te și ia această listă de pastile, la care eu, la cunoștințele pe care le-am până acum, nu le-aș lua nici să-mi plătească, nu că să fie nevoie. Dar acum înțeleg, iar până am... Aș avea și o întrebare, dacă se poate. Da. Ce am văzut până acum și ce ne-ați prezentat, a prezentat o viață destul de agitată, haotică și cu foarte multă răutate. Cel puțin asta am observat eu. Cu toate acestea, el a avut o viață longevivă, după cum ați spus, 98 de ani. Cum a putut un om care a avut o viață așa de tumultoasă să ajungă la vârsta asta? Mulțumesc, o întrebare de nota 10, chiar, adică apreciez că ai fost atentă la detalii. Este ceva impresionant în momentul în care analizați viața lui, veți descoperi niște lucruri. Una este ce a creat el, sistemul pe care l-a creat el după 1900 și încolo, și alta este ce a aplicat el în viața lui personală. Adică nu veți vedea că el să se ducă să consume acele preparate medicale pe care el le-a prescris la milioane de oameni prin companiile sale. În niciun caz. Veți vedea din contra că a fost la sanatorii din acestea naturiste, în care se aplica tratament naturist. A cerut sfaturi la specialiști în domeniul acesta al terapiilor naturiste. Și nu numai că a cerut sfaturi, dar le-a folosit la maximum. Adică în momentul în care lui a căzut, deci a avut niște dureri de stomac prin anii 1895, aproape de 1900, a început să aibă dureri de stomac, s-a consultat cu medicul și a urmat recomandările lui, s-a retras la țară, a consumat mâncare simplă, cât mai simplă, și de asemenea și-a introdus un obicei în dieta lui, și anume mestecatul foarte lent și mult. Acest lucru îi supăra foarte mult pe celelalte personaje care erau la masă cu el. Ei terminau masa în 20 de minute și spuneau că trebuiau să mai aștepte încă o oră până ce John Rockefeller își termina masa, fiindcă el nu se jena de nimeni și fiecare îmbucătură de mâncare o mesteca până ea se făcea lichidă și apoi o înghițea, fiindcă așa i-a recomandat un anumit specialist în domeniul sănătății să mestece bine mâncarea, făcea exerciții fizice, petrecea mult timp în aer liber și așa mai departe. Deci el, în dreptul vieții sale, a aplicat tot ce a găsit mai valoros în domeniul sănătății și sănătății naturiste. În schimb, în sistemul medical pe care el l-a creat, era exact invers, adică totul era chimic. Și chimic, bineînțeles, deja bănuiți de ce, fiindcă partea chimică se poate breveta și poți să menții monopol acolo. Da? Nu dai voie, nu poți să brevetezi un mușețel și un usturoi, fiindcă se găsesc în natură, dar poți să brevetezi un medicament chimic care tu, să zicem, l-ai descoperit, da? Și îl prescrie. Da, același motiv, deci aceeași idee de monopol care a aplicat-o în domeniul petrolului l-a extins apoi în multe, multe alte domenii. Și partea medicală este doar o felie, încă o felie pe care el a preluat-o. Dar celelalte felii nu le vom mai analiza, fiindcă o să ne ia încă vreo câțiva ani de zile. Măcar partea medicală un pic s-o analizăm. Ok, deci... Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru întrebări. Dacă mai e vreo întrebare, puteți să spuneți. Dacă nu,
puteți să mă contactați personal și vă răspund personal. Și cu aceasta vom încheia această întâlnire. Întâlnirea a fost înregistrată video, vom pune filmarea undeva pe internet și veți putea distribui la persoane care s-au putea revedea și redistribui la persoane care crezi că vor fi interesate de acest subiect. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare, seară bună și să aveți parte de o sănătate holistică, adică pe toate planurile, fizic, mental, emoțional și seară bună. Numai bine. Mulțumim. Mulțumesc și eu pentru participare.